Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, este sâmbătă, este ora 2, deci vă dați seama că a sosit momentul pentru ediția săptămânală de știri, care de data asta vine cu o veste bombă rău de tot, deoarece PlayStation vrea să cumpere firma ce deține From Software. Da, ați auzit bine, mi se pare nebunie ce vor să facă oamenii de la PlayStation, dar uite că totul a început cu un mic zvon pe internet, că da, uite că s-ar putea ca PlayStation să vrea să cumpere de-a la front software și să preia drepturile asupra jocurilor Souls, dar inițial lumea a luat toată vestea asta ca un simplu zvon, dar uite că s-a și semi-confirmat ideea că da, sunt niște discuții și că e posibil să avem și un răspuns clar din partea celor de la Kadokawa adică dacă acceptă să fie cumpărați de PlayStation sau nu și să continue să fie independenți de această firmă. Bă, mie mi se pare interesant ce mișcări vrea să ia PlayStation, dar mi se pare și normal când ești, un, când ești o companie, ce ai studiouri ce ți-a ți produs, evident, jocuri de nota 8 în sus mai mereu, îți dai seama că vrei să deții tot ce este mai bun pe lumea asta. De aceea te îndrepti către From Software, care, după cum bine știți, a produs numai jocuri mai mereu foarte bune, adică mi se pare că are deja două gotiuri dacă e să includem uh, Sekiro și Eldering și dacă acum cine știe ce nebunie se întâmplă și anul ăsta câștigă și DLC-ul, deja e jale rău de tot cu, cu Front Software, dar... Ce v-am spune că s-ar putea să nu se, nu se întâmple acțiunea asta de, acum, de cumpărare, deoarece tin să cred că play, cei de la From Software sunt poate un pic mai mândri de, de realizările lor și parcă nu ar vrea să împartă treaba asta cu PlayStation. Acum, cine știe, asta e doar părerea mea, acum nu știu voi ce credeți despre toată treaba asta, sincer nici nu știu ce rezultate ar putea să aibă toată tranzacția asta dacă e să mă întrebați pe mine, pentru că nu o să avem exclusive sau ce puțin poate o să avem doar exclusive temporare pe PlayStation, așa cum le avem deja până acum, dar chiar nu știu la ce să mă aștept dacă cumva uh, se va produce această tranzacție. Trecem mai departe la un joc ce s-a lansat zilele trecute, care ce drept a trecut printr-o aventură să ajungă în mâinile noastre și anume vorbim despre Stalker 2 Heart of Chernobyl, care a primit niște note destul de decente, dacă e să mă întrebați pe mine, mai ales pentru un joc făcut în condiții de război, după cum bine știți, dacă ați văzut dev vlogurile celor de la Stalker, știți că ne-au mai arătat imagini cu uh, cei care lucrează la proiect și unii dintre ei erau literalmente pe front, dacă e să o luăm așa. Dar uite că notele sunt destul de bune, dacă e să mă întrebați pe mine, ținând cont că mulți oameni care nu sunt familiarizați cu seria Stalker sunt puțin dezamăgiți că jocul este buggy și neoptimizat. Și cam așa este, dar din ce am auzit de la cei care s-au jucat Stalker mai mult decât mine, că... Asta este și atmosfera generală a jocului, adică el este gândit să fie <laughs> buggy, mereu a fost buggy, toate jocurile din serie au fost buggy, da, e nașpa partea cu optimizarea, de aia să zicem că se rezolvă, dar bagurile cumva îi dau un vibe mai potrivit seriei. Acum nu mă pricep, eu mă distrez destul de tare, nu știu că ați observat, adică îmi place să fac câte două video pe zi cu jocul ăsta, că simt că am o grămadă de content și content chiar distractiv și de-aia aș vrea să-l împărtășesc cu voi. Dar, trecând mai departe, să știți că este și un succes destul de mare jocul ăsta, reușind să vândă peste un milion de copii, gen să le vândă, nu vorbim despre Game pe aici, pentru că se mai aduc și numele de Game pe lângă acest milion, care evident, cine știe cât de mare este și acel număr. Și chiar vreau să-i felicit pe uh, acești oameni care au trecut printr-o întreagă nebunie să, aj să aducă jocul ăsta în mâinile noastre, ceea ce mă bucură foarte tare și chiar abia aștept să joc mai mult Stalker după ce reușesc să termin de filmat ediția asta de știri. Continuăm cu, desigur, jocurile nominalizate la The Game Awards lucru despre care am discutat deja, deci o să trec foarte repede peste subiectul ăsta, după cum bine știți, au fost uh, afișate nominalizările pentru jocurile din 2024 și desigur surpriză surpriză, avem Astrobot, Bot, avem uh, Black Myth to Kong, Metaphor, Final Fantasy 7 și doi intruși, aș putea să zic așa adică Elder Ring Shadow of the Earth 3 care este un DLC și vă înțeleg punctul de vedere, da, ok, este un DLC care are content și calitatea mai bună decât multe alte jocuri, dar dacă n-ar trebui să joci jocul inițial sau ce puțin să duci până într-un punct și dacă nu ți-ar trebui nici jocul inițial, atunci da, dacă era un, DLC standalone, mai ziceam. Dar așa sunt prea multe variabile care nu prea pică bine dacă e să mă întrebați pe mine. E ca și cum aș pune Silent Hill 2 Remake, care efectiv nu schimbă decât grafica și puțin gameplay-ul, nu schimbă povestea sau ceva, iarăși nu mi-ar fi convenit atât de tare. Dar înțeleg de ce acolo, dar tot nu sunt de acord cu decizia asta. Eu sper să câștige oricare din celelalte jocuri prezente în lista asta și mai era Balotaro, Balatro, pardon, mereu îi pucesc numele, că chiar am zis, sunt jocurile astea în 5 feluri diferite, știu că pentru unii dintre voi jocul ăsta pare pueril sau pare prea simplu, e un joc cu cărți, deci este jocul ăsta considerat goti, eu o să vă spun părerea mea, mai ales după ce am investit vreo 6 ore în el, mai ales aseară m-am jucat o tonă, incredibil că am putut să pun joc Balatro ăsta pe, pe stream, ideea e că a venit ca și ceva fresh E exact cum a fost Hades Când a fost și el nominalizat pentru premiile de la The Game Awards Pentru că era ceva diferit Era ceva ce nu ai mai jucat de foarte mult timp Cred că de la The Binding of Isaac Așa e și aici E, e simplu, dar în același timp complicat, dar și distractiv și foarte addictiv. Iar chestia asta cumva creează ideea de joc perfect, deoarece celelalte jocuri ce s-au lansat în acest an nu au fost cine știe ce, adică ai Stellar Blade care este asemănător cu un DMC, dar la o, o treaptă mai joasă dacă e să mă întreb pe mine, ai uh, Warhammer Space Marines 2 care și ăla este un joc bun, dar nu este chiar ceva care să te dea pe spate, adică sunt ceva ce ai mai întâlnit, dar Palatro ăsta ia niște reguli din poker, combină cu niște elemente de roguelike și creează ce ceva unic, încât, da, ar vrea să-l scoată în evidență ca și un produs interesant aproape de nivelul unui produs AAA. Evident, favoritul pentru mine, după cum bine știți din lista asta de aici, va rămâne Black May 2 Kong. O să vă dau mai multe detalii despre deciziile mele privind Game of the Year, probabil într-un video separat, dacă doriți să vedeți chestia aceasta. Ne mutăm mai departe la o știre destul de interesantă și o chestie pe care am mai menționat-o în... Videurile precedente de știri și anume că Blizzard lucrează la un nou joc StarCraft Care s-ar putea să fi fost confirmat din greșeală Cică, ni se spune în acest articol de la GameRant Unde mă gândesc eu că acest nou joc StarCraft Nu va fi acel artist cu care suntem noi obișnuiți Ci va fi shooterul care ne-a fost promis de foarte mult timp Știți că era un proiect shooter cu Nova Unde uh, făcea evident misiuni clasice Un fel de... Call of Duty Wannabe, ce părea foarte interesant din alfa-urile pe care le-am văzut, dar din păcate proiectul ăla a fost anulat. Ei bine, acum s-ar putea ca proiectul să revină, dar sub o altă formă. Cine știe rămâne de văzut dacă proiectul ăsta o să fie sau nu realizat. În caz de de o consolă PlayStation 5 Portal, știți voi acel handheld, țineți-vă că sosește cel mai tare uh, update pentru această consolă. Să zicem că vrei să te joci jocuri de PlayStation 5, dar nu vrei să iei un PlayStation 5. Dar vrei să te joci oriunde un joc de PlayStation 5 și nu este disponibil, spre exemplu, pe PC. Poți să faci asta acum cu noul update de la PlayStation Portal, ce îți permite să te joci jocuri de PlayStation, de PlayStation 5 fără să deții consola. Pentru că, din ce știu eu, această consolă funcționează în felul următor. Tu ai consola undeva acasă, și te poți juca lejer oriunde ai fi prin intermediul internetului, dar să zicem că nu vrei să cumperi consola, ci vrei doar să iei acest handheld Poți face asta, acum evident folosindu-te de un abonament Ce probabil este personalizat pentru PlayStation Portal Eu nu am apucat să testez această consolă Nu am pus mâna pe ea până acum nici nu Cred că am văzut una foarte îndeaproape Dar nici nu m-a interesat Eu nu sunt mare fan al handheld-urilor uh, Cred că abia maxim am distrat cu un ROG Ally și cu un Steam Deck De aceea nu prea sunt mega cunoscător al domeniului Dar pare interesant și mi se pare o idee făinuță rău de tot Uite că și zice... Dacă vrei să te joci mai toate jocurile, îți trebuie PlayStation Plus Premium și, desigur, jocurile vor rula la 1080p60, ceea ce mi se pare foarte tare. Am văzut niște teste și chiar părea destul de făinuți și low latency și bine punctat. Trecem acum la o veste interesantă. Multe jocuri vechi ce nu mai erau disponibile să fie cumpărate. În special vorbesc aici despre Deadpool, Transformers Fall of Cybertron, War for Cybertron, Transformers Devastation, Marvel Ultimate Alliance și tot așa. Ei bine, aceste jocuri au primit un update pe Steam DB. Ce nu știu acum ce ar putea să însemne. Se gândește Activision să-și aducă un pachet de jocuri vechi și să le remasterizeze pe PC, gen să le facă un micuț sport și niște mini patch acolo să fie compatibile cu PC-urile noi, mă, asta ar fi foarte tare, sincer chiar ar fi foarte tare pentru că sunt niște jocuri pe care mulți dintre voi probabil n-ați apucat să le jucați, deoarece poate sunteți mai tineri sau nu știați de ele până acum și acum dacă ați aflat de ele trebuie să vă jucați versiunile pe care le găsiți pe torente, ce nu sunt cele mai optimizate și nici cele mai compatibile cu sistemele moderne. Și sincer aici sunt niște jocuri tare de tot, adică cred că toate sunt tare, singurul pe care nu l-am jucat de aici e Transformers Devastation, dar restul vă garantez eu sunt super super fine. Special Shattered Dimensions, Deadpool, Transformersurile, toate sunt mișto, rău de tot. Mai departe trebuie să discutăm despre Ubisoft pentru că n-am mai vorbit despre firma asta de ceva vreme sau ce puțin nu am ajuns pe alte subiecte în afară de problemelor lor cu cripto și alte prostii, dar Ubisoft este dată în judecată pentru că au închis The Crew. V-am mai spus eu. Ceva nu a fost ok atunci când ei au decis să închidă The Crew, dar să păstreze The Crew 2 și să facă nu știu ce opțiuni de offline mode, parcă din ce mi-aduc eu aminte. Corectați-mă dacă greșesc. Asta mi se pare nebunie rău de tot. Iar acum, că nici nu mai poți să te joci The Crew 1 pentru că ai nevoie de online, asta e jale, pentru că cei care și-au luat jocul nu mai poți să-l joace sub nicio formă și de aceea Ubisoft este dată în judecată pentru această decizie înțeleaptă de a închide The Crew 1. Măi, îmi pare rău pentru ei că iau decizii proaste, dar ce pot să le, să le și face aici? Dar stați ne știți, să știți că au început să ia și niște decizii bune în ideea că Assassin's Creed Shadows nu va avea Battle Pass. Slavă cerului, nu va mai trebui să grindez levele, ce îmi vor da, nu știu, pietricele, bănuți și bucăți de hartă, ce ar trebui să-mi ușureze viața dacă e să o luăm așa și stați așa, mai avem un pic, uh, un micuț uh, W pentru, pentru Ubisoft în caz de plănuia să vă jucați jocurile Assassin's Creed uh, pe consolă. Și, bine, doar pe consolă, pardon, vă zic și PC, dar aparent nu e, nu, e, nu e, vorba și de PC aici, dar în special vorbim despre Assassin's Creed Syndicate pentru că jocul a primit un patch de 60 FPS 4K pe consolă, așa că dacă dețineți jocul, puteți să vi-l instalați și să faceți update la această versiune nouă, ce vă permite să vă bucurați de gloria acestui joc. Care personal, nu, pe mine nu mă atrage așa tare jocul ăsta, dar e unul relativ decent. Și mai avem încă un câștig pentru Ubisoft în această săptămână, pe lângă fail-ul de mai devreme, și anume că Star Wars Outlaws a primit un mare update sau bine, urmează să primească un mare update. Bine, update-ul s-a întâmplat deja. Scuze, eram puțin bulversat de felul cum era uh, făcută treaba aici, dar... Update-ul a fost făcut și sunt multe schimbări și uh, patch-uri făcute animațiilor, felul, felul cum interacționezi tu cu mediul, cum interacționezi cu NPC-urile, cum funcționează AI-ul în general, cumva au reușit să mai repare ceva din... Uh, din jocul ăsta. Evident, sunt multe alte lucruri negative pe care ar trebui să le rezolve, dar astea vor veni toate la timpul lor dacă e să o luăm așa. Mă bucur totuși că nu au abandonat proiectul, că ce trebuie cam așa părea că s-ar putea să ducă la vale toată treaba asta. Dar ne întoarcem puțin la From Software, pentru că următoarea veste s-ar putea să vă enerveze și să vă bucure în același timp. Știu, e o combinație foarte ciudată de, de, situații, dar fix așa o să fie, pentru că un joc de la From Software va primi un remaster sau cel puțin există zvonul că se dezvoltă un remaster pentru un joc From Software și acela nu, nu este Bloodborne, așa că vă puteți enerva, dar puteți să vă bucurați pentru că el este uh, Dark Souls 3. Cumva mă așteptam la așa ceva pentru că Dark Souls 1 are remaster, Dark Souls 2 are remaster, așa că era clar că trebuie să vină și Dark Souls 3 cu patch-ul său, probabil va fi un fel de collector's Uh, edition, cum e Scholar of the First Sin Ce deține toate update-urile Și DLC-urile pentru Dark Souls 2 Așa o să fie probabil o versiune și pentru Dark Souls 3 Și ce va fi puțin updatată uh, Sau remasterizată, dacă se să zicem așa Pentru uh, PC-urile moderne Și un alt joc, e posibil Să fie remasterizat Sau ce puțin publicul pare să fie Interesat de o opțiune De o remasterizare pentru acest joc Și anume vorbim despre Destiny 1 Sunt foarte mulți oameni ce au devenit nostaliști pentru că Destiny 2 nu este atât de grozav sau ce puțin nu este la nivelul uh, lui Destiny 1, așa că comunitatea a cerut să primească, o, sau bine, au cerut să se realizeze un remaster pentru Destiny 1 sincer, pe mine m-ar bucura, pentru că acolo chiar știu o grămadă de chestii și acolo m-am și jucat foarte, foarte mult. Doar ultimele patch-uri pot să zic că nu m-am mai interesat de joc, că nici nu am mai avut timp și trageri de inimă ca să le și încerc. Acum, dacă ar veni rimasterul ar fi o chestie interesantă. Acum fiți atenți, nu știu câți dintre voi mai țineți minte jocul ăsta. Ce a apărut evident în tot hype-ul ăla cu Battle Royale-urile. Vorbesc despre Realm Royal. Acea clonă de Uh, PUBG, evident, făcută de către cei de la high rez de săuna grav rău de tot cu Paladins, ei bine, uite că acest joc în sfârșit se închide pe 17 uh, februarie 2025. Scuze că o zic așa urât că în sfârșit dar mi s-a părut nebunie că jocul ăsta a rezistat până acum adică și atunci când a apărut nu era chiar cine știe ce a fost un pic de hype cu el vreo lună maxim dar după aia știu că a complet mai ales că nu era atât de fain comparativ cu Fortnite și cu PUBG dar uite că el abia acum în 2024 s-a luat decizia să se închide jocul ăsta, nu nici în 2024, se închide la anul 2025 Mi se pare incredibil, dar bă, e o realizare dacă au reușit să mențină jocul ăsta atâta timp Și chiar au fost și jucători, că de obicei cam de-aia menții uh, jocul în viață Dar, țineți-vă, pentru că următorul Battlefield, și anume Battlefield 6 Va avea cel mai mare playtest pregătit înainte de lansare pentru că cei de la EA vor să evite orice problemă uh, cu serverele sau cu situațiile neplăcute. Asta mi se pare, ar, mi se pare destul de tare, chiar aș vrea să văd că se realizează acest masiv playtest încât să-i ajute cu uh, realizarea uh, setărilor necesare încât să nu ai parte de experiență proaste la lansare. Acum totuși trebuie să vedem și cum este jocul, că dacă chiar are și un 2042 eu mă cam lipsesc de toată situația asta. Mai departe vom discuta despre o firmă ce își dorește să evolueze pe piața jocurilor video. Vorbesc despre Coemi Tecmo, cei care ne-au adus seria Nio, o serie destul de mișto pe care vă recomand și vă o să încercați dacă cumva sunteți fan de jocuri challenging sau Souls-like, pentru că ăsta este un Souls-like, numai că făcut mai diferit și mult mai fast-paced față de oricare alt joc de la From Software sau... Bine, undeva pe aproape să zicem că poate Sekiro e la fel de rapid ca și Nio, doar că Nio are niște build-uri și iteme mult mai random și mai interesante dacă e să mă întrebați pe mine. Dar revenind la oile noastre, vă spuneam că cei de la Koemi Tecmo și-ar dori să evolueze puțin, pentru că jocurile lor nu au fost AAA sau cel puțin nu sunt considerate AAA de către industrie, de aceea iar ar vrea să ajungă la nivelul de AAA și plănuiesc ca pe următoarea perioadă să își aducă mai mulți angajați, de la 2.500 de angajați să treacă la 5.000, ceea ce este o creștere cam măricică dacă e să mă întreb pe mine și ar putea să reprezinte o provocare pentru ei, dar eu le urez uh, multă baftă, tare sper să le iasă pentru că ei ne-au adus niște jocuri destul de interesante și dacă cumva vor avea și puterea necesară să uh, creeze tot acel gen de jocuri, dar mult mai calitative, asta ar fi foarte, foarte tare. Imaginați-vă un Nio făcut cu mai multă putere, să zicem așa, gen grafică, gameplay și optimizare, Asta ar fi foarte, foarte mișto. Dar rămâne de văzut totuși dacă visul lor se va îndeplini. În caz de sunteți niște web ca mine și vă jucați toate gaceurile posibile de pe internet la acesta, probabil că ați auzit de Wuthering Waves. Am făcut și un video cu acest joc, numai că țineți-vă bine că jocul ăsta va sosi în sfârșit pe PlayStation pe 2 ianuarie 2025, odată cu lansarea versiunii 2.0. O versiune ce promite destul de multe chestii interesante, în special o nouă zonă mult mai mare și multe caractere pe care va trebui să le colecționezi. Bine, va trebui, dacă dorești tu neapărat, să știți că unele chiar sunt mișto rău de tot, deci probabil că o să ajungeți să faceți ca mine, să farmați grav sau fi aruncați cu cardul, acum fiți cuminți nu vă duceți să aiurea pe toate gaceurile. Mai departe vom discuta puțin despre Sniper Lit și despre proiectul Battle Royale pe care îl aveau uh, developerii, pentru că exista un joc Sniper Elite Battle Royale ce era făcut în parteneriat cu Tencent. Dar uite că Tencent a zis că nu vrem să vă mai dăm bani pentru proiectul ăsta, că nu pare promițător, așa că sal căfă. Așa că proiectul Sniper Elite Battle Royale a fost anulat. Mă, nu pare rău. Trendul de Battle Royale e destul de mort, adică trebuie să aduci ceva complet diferit față de Warzone, PUBG, Fortnite, încât să fii Văzut de oameni Altfel vei muri în uh, ne, Neștiință Adică nu, nu, o să te, nu, nu o să te știe nimeni Nu o să se intereseze nimeni de jocul tău și tot așa Ceea ce este destul de păcat Și în caz de sunteți fani De FIFA Și vreți să vă jucați un joc de fotbal Pregătiți-vă că FIFA Rivals Susește pe mobil Făcut de către cei de la Mythical Băi nu știu ce să zic aici, eu nu mă omor cu jocurile de mobil și în special clar nu mă omor cu jocurile de fotbal, dar mi se pare interesant unde a ajuns FIFA acum, nu mai ai la ei, acum se ocupă uh, băiețeștea și uite că avem FIFA făcut de către cei de la Mythical Games. Bă, pana mai multă baftă le urez, nu știu cât o să se și joace chestia asta, dar rămâne de văzut. Eu, eu poate mă înșel aici și cu siguranță mă înșel, pentru că niciodată nu știu să apreciez cât de interesată este lumea de jocurile de mobil. Și ca ultimă știre pentru această ediție este despre Path of Exile 2, care pe 6 decembrie va începe stadiul de Early Access dacă v-ați achiziționat pachetul de minim 30 de euro cel găsiți pe Steam, acel supporter pack. Jocul să știți că este free to play, adică atunci când nu va mai fi Nerd Access, va fi disponibil gratuit pentru toată lumea. Dar ei au scos câteva trailere destul de interesante pentru că au avut zile trecute o prezentare și ne-au arătat cât de masiv este jocul lor și câte chestii poți face în el și cum arată, iar acest cinematic trailer a fost o surpriză pentru că nu ne așteptam să vedem ceva de genul acesta din partea celor de la... Uh, grinding Gear Games. Cinematicul arată foarte bine, dar gameplay-ul, bă băiatule, să știți că sistemul de endgame este insane. Ai o oră de explicații pentru toate lucrurile ce sunt incluse în acest joc. Deci, pentru 30 de euro să știți că primiți un joc masiv rău de tot și, mamă, uitați-vă doar la sistemul ăsta de talente. vine să spui mâinile în cap și să-ți blestem zile dacă e să mă întrebi pe mine, dar credeți-mă, merită, e chiar tare rău de tot. Dar oameni buni, noi suntem primi aici cu acest uh, video, sper că v-a plăcut, sper că v-am adus ceva informații noi și sper că nu v-am plictisit prea tare, iar dacă cumva vi s-a părut interesant, un dacă acolo și ar fi foarte răguț din partea voastră. Aici a fost Bob și ne auzim data viitoare, hai papa! Pa. pa!